tratamentele injectabile cu viză estetică, respectiv în primul rând adaosurile de toxină botulinică, de acid hialuronic, uneori chiar de substanțe stimulante de colagen, trebuie făcute de către un medic foarte experimentat, în urma unui consult complex. Pentru că altfel, din păcate, mai binele poate să devină dușmanul binelui și să ne trezim că viza estetică nu numai că nu este atinsă, adică fața respectivă nu o să fie mai armonioasă sau mai tânără, ci cu adevărate erori care dau un exemplu foarte prost. Deci dacă ați văzut, marea majoritate a pacienților, mă refer la vedete internaționale, deci nu mă refer la... ca să nu avem discuții și să nu supărăm pe nimeni, încep acum să-și corecteze excesele ultimilor ani. De exemplu, Nicole Kidman, că toată lumea a văzut-o și e o persoană publică ale cărei poze apar peste tot, a avut o perioadă în care a exagerat, nu arăta bine deloc, iar acum a mai corectat din acele exagerări, a mai îndepărtat din surplusul de substanțe folosite și arată din nou mai aproape de Nicole Kidman, cea din tinerețea ei și implicita mea, ca să spun așa. Uite, cum avem aici cântăreața Cher, ai o față cu ochii extrem de mari și, zic eu, o figură echilibrată și interesantă și aduci un surplus de volum atât de mare în pomezi, îi faci ochii să pară mult mai mici. Deci, în loc să o faci să pară interesantă și tânără, nu o faci decât să pară, după părerea mea, plinuță la față, fără niciun beneficiu suplimentar. Aici nici nu vreau să mă uit. Pentru că, din fericire, eu nu lucrez cu substanțe permanente, iar pentru creatoarea de modă din imagine nu pot să obțin așa ceva din acid hialuronic, pentru că, din fericire, și poate să sune cinic, din fericire, acidul hialuronic, chiar cel de cea mai bună calitate, la 2-3 ani dispare. Gândiți-vă că o pungă de supermarket trăiește 200 de ani și nu se degradează așa de ușor. Păi, un pachetel de silicon la câteva zeci de grame față de o pungă care nu cântărește 2 grame, dacă o cântăriți, s-ar putea să aveți surpriza ca moștenitorii dumneavoastră să găsească acele depozite și nu știu dacă va fi o surpriză plăcută pentru ei. Asta este situația. În ceea ce o privește, de exemplu, pe Madonna, Madonna a avut niște doctori mai buni decât restul. În sensul că, deși se vede intervenția, totuși intervenția ei este mult mai aproape de felul în care a arătat ea când era tânără decât primele voastre exemple, atâta doar că exagerarea asta o face să devină vizibilă ca intervenție. Da, aici este ceva cumplit și, din păcate, este un exemplu care pledează foarte mult pentru prudența în alegerea medicului și în cântărirea foarte atentă a posibilităților, pentru că ea este unul din cele mai cunoscute exemple privind exagerările și transformările trăsăturilor.